găsit la un nou video. Astăzi sunt curios, oare suntem în stare să tragem cu 6120 AM discul ăsta din spatele meu? Este vorba de un Kun Optimer plus 5003, adică e un disc de 5 metri. După cum vedeți, în spate am și colegii. Eu mă duc să văd dacă îl pot trage. O să vedem și o adâncime. Normal, eu ar trebui să merg acolo undeva la vreo 80 cm cu adâncimea la disc. Deci teoretic ar trebui să-l tragă, teoretic. Practic rămâne de văzut. Totuși, 120 de căluți la un disc de 5 metri. Dar ajungem afară și încercăm și vedem dacă reușim să tragem. Păi, nu știu ce să zic. Nu știu, chiar nu știu ce să zic. Avem șansă și de ploaie. În partea aia, cred că ați văzut acolo în partea aia, avem șansă și de ploiță. Nu știu dacă vom primi, că noi de obicei numai șansele există, dar ploaia nu niciodată. Mai nou, în spate îi 6170 și în spate, un pic mai în spate, Nicolae cu 7230 euro. Dar ieșim afară și vedem afară care e situația, cum să... Dar îmi bate în soarele în cameră și mă nervează. Deci ieșim afară și vedem care e situația, cum se comportă tractorașul. E un pic mic cei de tractorul, dar rămâne de văzut. Are 4 pistoane și 120 de căluți. Rămâne de văzut, eu zic că l-ar trebui să-l tragă, pentru că am fost cu un disc de 5 metri, tot un Optimer, dar era doar de 3 metri, nu de 5. De 3 metri, cu unul de 3 metri. Și l-a tras fără nicio mică problemă. Deci îl ducea, nici nu simțea că l-am în spate. De-aia am zis că hai să vedem și cu unul de 5 metri. Îl duce, nu îl duce. Pentru că, v-am zis, eu nu lucrez în adâncime, colegii lucră în adâncime, eu lucrez la un fel de nivelare și crearea unui praf. Deci eu trebuie să creez acolo sus un strat de praf, cum ar veni, și să nivelez după ei. Deci un 10 cm e suficient. Dacă reușesc să bag acolo 10 cm și să mă duc și cu o viteză cât de cât decentă, un 8 până în 10 km, că mai mult nu cred că o să mi-l ducă. Dar rămâne de văzut, nu știm încă. Rămâne de văzut, ieșim afară și vedem. Hai să văd, scrieți acolo în comentariu, scrieți în comentariu dacă îl duce sau nu. Voi ce părere aveți, îl duce oare sau nu îl duce? Am ajuns afară, hai să despachetăm discul. Hai să văd cum îl despachetăm, așa. Să deschide disculețul. Numai că problema e, adică problema, nu-i problema, e chiar un lucru minunat, nu-i problema. E că aici... Aici deja a fost ploaie dimineață, azi noapte, nu știu cât, nu știu dacă se vede. Hai, ne dăm și jos, ne dăm și jos. Nicule, hai numai până aici la mine la tractor. Vine acum așa Nicolae, ne dăm jos și vedem. Vedem dacă îl trage sau nu. Hai să ne dăm jos prima dată lângă ea, să vedeți discul, că e de 5 metri, nu că mă luați. O plouat destul de bine și astăzi o plouat, la cum se vedeam o dimineață. Ia să vă arăt aici unde e ștanța la disc. E tip 5003. Sper că se vede, type 5003. Masă, cât are? 4 tone 800, aproape 5 tone, bă. Eu știam că e mai puțin. Cam asta ar trebui să fie adâncimea de lucru. Am să vă faceți o idee pe taler, deci intră cam până aici, cam atât ar trebui să intre. Mi-ar trebui să intre un 4 degete, nu mai mult, deci cam atât ar fi suficient să intre. Am avut destul de bună ploaie. Oi, chiar nu se vede praf, destul de jos se vede praful. Am să o legat de papuci. Deci, cam ăsta-i. Ia să vedeți că e 6120, un Optimer de 5 metri, dacă am leagă de roți. Ia 6120, numai că e mișerț un pic, dar să vedem dincolo, 120. Hai să vedem, să-i dăm bătaie. Acum trebuie să ne ștergem și să ne desculțăm. Hai că nu mai pot urca cu noroi. Descurțat frumos. Și în momentul adevărului, dăm un B2. Ne reglăm o turație la undeva la 1800, 2000, la fie la 2000. Așa.
mare nici nu simt eu. Astea sunt numai 7 km. Să vedem cu 8 km. 8 km, uitați în spate optimerul. Intră la adâncimea care l-am reglat. Mă, că e moale. Un pic cam moale. Se leagă de roți în față, nu se leagă. Bă, de tras îl trage. Să vedem oare mai tare. Și acum mergem cu 8 km, 8 virgulă. Nu știu dacă se vede. Dar vedeți aici kilometrajul la 8. Se vede acolo 0,2. Hai să mai dăm o treaptă, să vedem. Să chinuie? Ia, 10 km, bă. La 10 km un pic să chinuie. Pe moale, probabil de aia. Dacă era uscat, eu zic că ducea, dar așa cum e moale, să chinuie un pic. Păi el duce. N-am ce zice. Optimer de 5 metri. După tractor de 120 de cai. Nu încercați asta acasă. Eu acum am încercat numai să văd. Asta e o probă, o încercare. Dar îl duce. Îl duce, ceea ce nu poate decât să aducă un bravo spre cei de la John Deere. Dacă înțelegeți ce vreau să zic, că sunt 120 de cai la un Deere de 5 metri. Bine, având în vedere, v-am spus, sunt mai mulți factori care influențează treaba asta. Adică, unul la mână, suntem la câmpie, deci e teren drept. Asta e unul la mână. Doi la mână, nu intră discul în adâncime, adică intră un 10 cm. Nu intră mai adânc. Nu-l bag mai adânc, că n-am de ce să-l bag mai adânc. Și... trei la mână e disc, deci să învârte discul, nu-i ceva ce-i tras, știi, ceva ce să scormonească în pământ sau ceva de genul, ca să te țină în loc, ci vine după tine să învârt talerile la disc. De asta îl trage, altfel eu zic că nu l-ar trage, sau dacă ar fi un pic de pantă, nu mai. Nici nu aș chinui tractorul dacă ar fi un pic de pantă, pentru așa ceva. Vă spun drept, dar e un pic cam moale. E un pic cam moale, aici nu... aici nu fac treabă, că e cam moale. Dar o să mă duc acolo după colegi. Colegi acolo, duci mai încolo. Să văd acolo dacă face ceva, dacă nu o să... nu știu, o să merg înăuntru sau în habar, n-am ce să fac. Ploua destul de bine aici, în zona asta. Treaba e că vă țin la curent cu ce se întâmplă. După cum vedeți, discul e ridicat, e plin de noroi. Nu e că noroi, e pământ. Ne mutăm de acolo, deja am venit de acolo. N-are rost să stăm acolo dacă nu merge. Până chiar o plouă, mă, 15 litri a fost, am găsit un borcan. Avem pahari din ale decantoare pentru apă, nu știu cum le zice la ale. Dar pahari din ala în care vezi cât o plouat. Și o plouat 15 litri pe metru pătrat. Da, acolo, deci acolo nu ne mai merg discurile, pentru că la mine se înfundă cam așa și la colegi se înfundă. Să bagă paie între răzuitoare și îl trage. Trage discul după el. Așa că ne mutăm într-o zonă, deja aici, pe drum acum, deja aici nu mai ploua deloc. Deci aici nici măcar un strop nu poate să șteargă praf. La, ce să zic, nici un kilometru, că e mult, la un 800 de metri de acolo de unde suntem. Deci aici nici măcar praful de pe drum nu l-a spălat. Cam așa a fost toată ploaia, a fost acolo în zona aia, în partea aia, acolo în spatele meu. Și acum ne mutăm în altă parte, dacă nu credeți că aici nu a plouat. Și vedeți că discul e plin, e cam murdar. Și vedeți drumul, e uscat. Nu ați văzut că aici nu a plouat deloc. Mergem într-o altă zonă unde acolo nu a plouat deloc și ne băgăm la treabă. Să vedem acolo ce face discul, dacă acolo face treabă. Pentru că aici nu a făcut ce trebuie, că era moale. Era moale, vă spun sincer, nu a făcut ce trebuie. A intrat el, de tras, l-a tras tractorul, dar cum a fost moale, eu zic că s-a chinuit un pic la 10 km, că la 8 km nu a avut nicio treabă, dar la 10 km s-a chinuit un pic, că a fost moale, dar sunt curios unde e uscat. Deci rămâneți aici și vedem la final dacă trage sau nu trage pe uscat. Pe moale e altă. Vorbim de alți lucruri, iarăși pe arătură nu cred că îl trage, că arătură iarăși... Deci vorbim de alte chestii. Gata, mergem acolo și atunci ne vedem de acolo. Încercarea cu numărul 2, suntem după colegi, deci vedeți acolo sunt colegii. 7.6.170 și avem 10 km în bord, motorul nu se chinuiește.
nu-i fluctuează turațiile. Și avem 5 metri în spatele nostru după un tractor de 120 de cai. Dar v-am zis, adâncimea acolo undeva la vreo între 8 și 10 cm. Mare lucru nu văd în spate. Numai când o să mă întorc. Aici avem Nicolae cu 7230 aero. Și acolo e domnul Dănuț cu 6170. Băi, vă vine să credeți că îl tragem 10 km, mă. 10 km. Aia da. Scutur un pic, la 10 km, e un pic ușor tractorul să-l tragă la viteza asta, de eu așa zic, dar la un 8 km, 9, eu zic că și la 9 km trebuie să-l ducă bine. Mare lucru în spate nu văd, amu. Suflă vântul fix în coace, dar ne întoarcem înapoi și vedem ce facem dacă ne întoarcem. Am întors înapoi, fix pe lângă unde am lucrat. Bă, e nivelat, nivelează destul de bine, de mărunțit. Mai mărunțește după colegi. Numai că ar trebui să ne dăm jos, să vedem dacă ne și intră foile în pământ sau suntem numai cu vorba, că intră și noi merem pe sus. Hai că ne dăm jos. Să vedem și ce lucrare facem. Mă, foaia, după cum se vede, intră în pământ. Dai că stau în lumină. Intră foaia, după cum am zis, intră mai bine de 4 degete. Se vede aici cam până unde intră, cam până aici. Ia, se vede și aici o adâncime. Da, un pic mai bine de 4 degete. Să vedem și după noi o lucrare. Mă, sfarmă. Lasă și drept. Deci se poate și sămâna direct. Deci, în principiu, 6120, nu vi recomand să nu vă luați asemenea tractoare, că nu-s bun. Bine, nu e făcut el pentru așa ceva. Poate că dacă avem, nu știu, niște roți mai late sau un pic mai mare greutate pe spate. Eu zic că era mai ok. Că atunci nu mă scutur aici, acum mă scutur un pic cam tare. Nu e extrem de grav scuturatul, deci e suportabil. Dar eu așa zic că dacă avem niște roți mai late sau un pic mai mare greutate pe spate, era mai bine. Și cam atât o să fie și cu acest video, nu uitați să dai acolo un mare like, să te abonezi, să-ți pornești și clapoțelul și clapoțelul, deci, dar nu clopoțelul, clapoțelul. Și până data viitoare, numai bine, rău la nimeni!